drăguților, bună sufletele mele frumoase! Facem astăzi o etalare într-o singură variantă de răspuns și dacă ești în cuplu și dacă ești singură și cum ești tu, e o etalare pentru tine. Mă adresez ție ca fiind partea feminină, dar dacă ești un bărbat, o să te rog să inversezi energiile, pur și simplu. Dacă o să am mesaje speciale doar pentru bărbați, o să le spun. Bun, dragilor, o etalare pentru tine, despre tine, n-am mai făcut de mult, o cruce celtică, să mai vedem care mai e situația voastră, cum sunteți voi, cum vă simțiți, care sunt treburile pe acolo. Și am ales pentru voi acest pachetel foarte fain, e camera, cred că invers, nu știu cum se vede la voi, dar la mine se vede invers. E foarte interesant, este jurnalul vieții și avem pentru a clarifica acest Mystical Keeper și sper eu să găsesc aici mesaje interesante pentru voi. Bun, luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi, nu uitați acest lucru, etalările acestea sunt colective, da? Și nu, s-ar putea uneori, dar să nu rezoneze totul, s-ar putea uneori să apară episoade din viitor la care nici nu te gândești, că se întâmplă și asta, nici să nu-ți treacă prin minte și tu să spui da de unde, că n-am eu treabă cu așa ceva. Și viața îți oferă surprize, viața este o surpriză, viața e imprevizibilă. Hai să vedem cum ești tu în această perioadă, ce-i cu tine, care e situația. Aștept pun pe tine aici pe masă, punem o carte așa pentru problemele care trebuie să rezolvate sau țelurile sau asta e o carte specială aici peste tine. Ce e mintea ta, ce e în sufletelul tău sau ce o să fie în viitorul apropiat? Hai să o facem așa pentru următoarea perioadă, da? Cum o să fie treaba. Ce lași aici în trecut, ce nu te mai interesează? Ce vine în viitorul apropiat, foarte apropiat, evenimente importante. Cum vezi tu situația, cum te văd ceilalți pe tine, frica sau speranța ta și către ce te îndrepți. Către ce te îndrepți. La capătul cărților avem un cavaler de monede. Iei totul cu pași mărunți, faci totul încet. O persoană serioasă, văd aici și șasele de spade, vrei să pleci într-o călătorie, faci un drum, mai văd. De ce avem aici un șapte de spade? Ce trebuie și un opt de spade? Aici ori ești supărată din cauza unor minciuni, ori ești un pic așa nelămurită, văd așa o nelămurire aici, ori în legătură cu o persoană, ori în legătură cu o situație, pentru că mi-apare împăratul și împăratul poate fi cineva de la locul de muncă, cum ar fi șeful tău, pentru că mi-apare și un opt de monede, șeful tău, șefa ta, ceva nu-ți convine, da? Ești un pic blocată, blocată, o să am zis că mă adresez ție ca fiind partea feminină. Optul de spade mi-arată un blocaj pe bani, pe finanțe. Ce, nu ți-au intrat toți banii sau ce s-a întâmplat aici? Ești nelămurită, foarte nelămurită. Parcă ți se pare că cineva te-a mințit, au promis ceva și nu s-a întâmplat. Da, promisiuni. Tu ești o persoană foarte serioasă, văd, și se pare că ai de-a face cu ceva ticăloși. Da? Persoane care nu sunt tocmai serioase și asta pe tine te supără, rău de tot. Dar, da, știi cum e. Dacă tu nu vrei să faci rău nimănui, asta nu înseamnă că ceilalți nu vor să-ți facă ție rău. Și văd aici un patru de spade. Vrei să iei o pauză, poate că vrei să te duci într-o vacanță sau ai nevoie de un concediu, mai poate fi și asta. Vrei să iei o pauză, vrei să-ți iei o zi liberă, două, trei, nu știu, ceva legat de o pauză. Mai poate fi și o stare de sănătate care se îmbunătățește pentru tine. Patru ăsta de spade. O să vedem la clarificări mai multe. Optul de cupe, da? E vorba de un drum aici, de o călătorie. E vorba de ceva ce vrei să lași în spate. În unele cazuri e vorba de un drum, în alte cazuri este vorba aici de a lăsa în spate ceva, de a-ți găsi altceva. Îți cauți un loc de muncă? Poate. Sau cauți altă sursă de venit, sau cauți, da, o scăpare dintr-o anumită situație, mai poate fi și asta. Cum ești tu aici, împărăteasa? Hu-hu, știi cât valorezi, îmi place asta, da? Tu știi cât valorezi, tu știi ce poți să faci. Îți plac prăjiturile sau
faci prăjituri, ai ceva legătură cu prăjiturile aici, mai văd și treaba asta. Un eveniment important urmează pentru tine, poate ziua unui copil sau e o sărbătoare, Paștele, stai că urmează Paștele, poate că la asta te gândești, că nu ai bani suficienți de Paște. Poate fi și asta, că cineva trebuia să-ți dea mai mult și nu ți-a dat. Ai de ales aici, în sufletelul tău văd că ești așa un pic îndoită, o îndoială în suflet. Ai de ales între două posibilități și nu știi ce să faci, nu știi pe care să o alegi. Să vedem, poate găsim în cărți și răspunsul la întrebarea ta și lămurirea. Roata norocului, ce lași în spate? Nu mai crezi în destin, nu mai crezi în soartă. Știi că norocul și-l face omul cu mâna lui și aia cam așa este. Ce lași în spate? Roata norocului. Da, nu te mai gândești nici la că se întoarce roata, nici că la nimic. Tu vrei acum să trăiești în prezent cumva. Contează mult prezentul pentru tine. În viitorul apropiat îmi apare Eremitul pentru tine. Eremitul ce înseamnă? Este o carte a celui care analizează, care studiază, care devine mai înțelept. Tu devii mai înțeleaptă, se pare, sau este o persoană singură aici. O persoană singurică, o persoană care încearcă să-și găsească așa calea, să-și găsească liniștea. Parcă eviți așa să ai de-a face cu oameni, nu știu de ce. Eviți, pur și simplu, să ai de-a face cu oameni. Parcă nu prea îți place așa să fii în centrul atenției, să ieși în evidență. Încerci cumva să stai departe de toată lumea. Știi? Ai nevoie cu patru ăsta de spade și Eremitul, ai nevoie de un moment al tău, un moment de pace, de liniște, în care să te lase toți în pace. Cum vezi tu situația? Puterea. Știi că ești puternică, asta e foarte bine, ai puterea să treci peste orice. În unele cazuri văd că te gândești aici, probabil că după Paște vrei să faci ceva exerciții, vrei să-ți îmbunătățești condiția fizică, starea de sănătate, poate în unele cazuri. Da, e o îmbunătățire la care tu te gândești aici, să devii mai puternică, să-ți îmbunătățești ceva, îmbunătățești ceva la tine. Cum te văd ceilalți pe tine? Temperanța foarte liniștită, foarte calmă, împăciuitoare, o persoană așa foarte liniștită, care își vede de treaba ei, care nu se bagă în tot felul de nebunii. Ca asta înseamnă temperanța, cumpătare, cei din jur te văd așa cumpătată, cei din jur te văd o persoană echilibrată. Frica sau speranța ta, magicianul, ți este teamă de iluzii, ți este teamă să visezi, e pur și simplu, ți este teamă de oamenii care sunt oarecum falși sau oamenii care sunt așa un pic mai jokeri, să zic, jokeri. Dar pe de altă parte, de manipulatori așa cumva ți este teamă, pentru că tu ești o persoană cinstită din câte observ, da, și nu prea vrei tu să ai de-a face cu oameni de genul ăsta. Dar speranța ta cred că este să ai strălucire, să ai o victorie aici, că magicianul, până la urma urmei, strălucește cumva. Iar aici, da, ca și speranță, magicianul, să vezi tu că ceilalți te văd așa foarte calmă, foarte liniștită, foarte așa un pic gost, știi? Și probabil că tu vrei, pentru unii dintre voi, dorința ta este să ieși un pic în evidență, să fascinezi, să aduci un pic de magie, să aduci un pic de culoare în viața ta, să aduci un pic de sare și piper, știi? Pentru că atunci când ceilalți te văd așa calmă, liniștită, e frumos, e foarte frumos, dar parcă ceva n-are strălucire, știi? Temperanța e prea liniștită, e prea cu minte, e îngerul temperanței, ești prea înger, prea... Și atunci ceilalți te iau un pic așa de... cum să spun, parcă nu-ți dau atât de multă putere, știi, nu-ți dau atât de multă atenție, nu-ți dau, da, se poartă așa ca și cum, cu tine merge, știi, e ok, nu e nicio problemă, că tu nu te enervezi, tu ești genul acela foarte calmă, foarte liniștită, nu te superi, nu te enervezi, te retragi în cochilia ta atunci când lucrurile, na, se schimbă un pic sau când ești cu bun simț, cam asta vine să spun, ai prea mult bun simț. Și tu știi, tu-ți cunoști valoarea și vrei cumva un pic mai multă strălucire. Ok. Către ce te îndrepți? Către un 5 de monede.
Nu-mi place cinciul ăsta de monede. Cinciul de monede, iarăși ești singur aici. Iar ai așa un abandon în suflet, un gol în suflet care ți este greu să-l umpli. În alte cazuri, e o pierdere financiară aici cu cinciul ăsta de monede. E o lipsă. Cred că tu, dar știi cum îmi spune mie cartea asta? Că tu până la urmă orbei renunți. Deci, cumva, dacă ceilalți din jurul tău nu sunt corecți cu tine, știi, și nu primești ceea ce meriți, tu renunți. Adică, lași de la tine, știi, ceva în genul ăsta, lași de la tine, lași lucrurile așa. Preferi, de exemplu, dacă dai bani împrumut și celălalt nu are atât de mult bun simț să ți dea înapoi, preferi să întorci spatele, să rămâi tu cu pagubă și să mergi mai departe, știi? În genul ăsta. Cum să spun? Dar cinciul ăsta de monede e așa, nu e o carte bună, dar nici, na, e mai mult pe finanțe, cred că-s problemele. Ia să vedem. Și vreau să le clarific un pic. Dar înainte să le clarific, măi, sper să nu fac vreo prostie. Vreau să-l pun un pic pe pauză să văd că am ceva în cuptor. Bun. Hai să clarificăm cărțile, că am zis că le clarific puțin, să vedem mai clar. Punem așa, câte o carte pe fiecare carte. Câte o carte pe fiecare carte, da. Și vedem ce ne arată. Bun, tu. Da, cineva nu-i corect cu tine, clar că nu-i corect cu tine. Ai parte aici de o persoană care fură de la tine cumva, da? Fură ceva de la tine, adică cum am văzut la capătul cărților, da? Că am văzut acest împărat care îți fură ceva bani, care nu este corect sau ceva zile de concediu sau nu este corect, na, scurt, da? Uite, ați vorbit ceva și nu s-a întâmplat. Una ați vorbit, alta s-a întâmplat, știi? Cam asta văd. O persoană aici te-a păcălit cu ceva sau te păcălește cu ceva. Dar cred că e mai mult pe parte financiară. Nu știu de ce am impresia asta. Tu, optul de cupe și, da, tu lași un loc de bună ziua, văd, și te îndepărtezi totuși ușor, ușor. Da, energia ta o simt așa foarte calmă, foarte liniștită, foarte educată, o persoană foarte educată care nu vrea să intre așa în tot felul de conflicte, nu vrea să intre în tot felul de discuții, ci pur și simplu tu te retragi așa ușor, ușor. Asta văd. Văd că ai respect pentru cei din jur. Nu știu a cui este etalarea, o energie foarte frumoasă aici, simt. Da, te retragi, văd. Deși vezi această persoană, vezi că lucrurile nu sunt corecte, te superi un pic, dar nu ripostezi așa cum ar face oricine altcineva. Tu te retragi. Ăla este felul tău de a riposta. Da, cineva aici nu te apreciază, nu te vede așa cum ar trebui să te vadă. În unele cazuri, în alte cazuri, cred că tu ți-ai pus prea multă bază sau ai, cum să spun, mai devreme am văzut împăratul, acum văd împărăteasa în mintea ta. Cred că ai judecat greșit pe cineva, ai pus prea multă valoare pe cineva și ți-ai dat seama că, de fapt, toată valoarea aceea pe care tu i-ai acordat-o a cam scăzut în ochii tăi, da? Ceva nu e ok acolo. E ca și cum, de exemplu, întâlnești o persoană și ți se pare fascinantă și spui toată baza în acea persoană și ți se pare așa minunată și totul e frumos și e plăcut. Și la un moment dat persoana aia îți arată de fapt că nu este altceva decât o persoană falsă sau o persoană care nu este corectă, care nu are caracter sau, știi, dă cu bâta în baltă și atunci schimb părerea. Cam asta văd aici, că schimb părerea în legătură cu cineva. Ce mai văd aici la tine în sufletelul tău? Multă muncă și ocupație. Probabil că e vorba de ocupație aici între cele două variante. Vreau mai avea o carte aici, că tu nu știi ce să alegi, văd. Nu știi ce să alegi. Ce ar trebui să alegi? Schimbarea. Alege schimbarea. Alege ceea ce consideri tu că este potrivit pentru tine. Ai de luat o decizie, văd. Și la întrebarea ce ar trebui să alegi, pentru că te văd indecisă sau indecis, da, în legătură cu o muncă pe care trebuie să o faci. Și aici apare schimbarea. Pentru că aia ar trebui tu să alegi, da. În trecut ai avut parte de o călătorie aici, ceva de un drum,
are legătură cu un drum și roata norocului. Roata norocului arată o schimbare, ceva s-a schimbat pentru tine. Dar, în fine, lucrurile le-a lăsat acolo deoparte. Mă interesează ce se întâmplă în viitor. Eremitul și o întâlnire. Văd că aici o întâlnire cu cineva, o persoană importantă cu care vei discuta anumite lucruri. Și ce mai văd? Da, persoana asta s-ar putea să nu fii tu, eremitul ăsta. S-ar putea să fie o persoană foarte înțeleaptă, cineva care îți dă niște sfaturi sau cineva care te îndrumă. E o întâlnire față în față între tine și o anumită persoană aici, foarte interesantă. Ce mai văd? Mai poate fi un interviu pentru unii dintre voi. Vreau să mai pun o carte aici și nu o să pun din parchețelul la micuț, pun din tarot. Că așa am simțit eu. Optul de bâte, discuții. Da, discuții bune, discuții clarificatoare, vorbești cu cineva, poate fi vorba și de un interviu. Dar este ceva de bun augur, care promite stabilitate, care promite ceva frumos. Cum vezi tu situația? Ești plină de speranță? Ești plină de speranță aici, că ești destul de puternică să faci față oricărei situații. Cum te văd ceilalți? Ca pe o persoană corectă, iar și mi-apare așa o persoană corectă care foarte credincioasă, ești credincioasă, mai poate fi și asta, da? Că parcă pleci așa într-un pelerinaj, ai un drum lung, pleci undeva cu inima caldă, inima deschisă, vrei tu să faci un drum. De ce se este teamă? Să nu te legi de un loc de muncă, nu vrei să te legi de un loc de muncă, nu vrei, mi-apare închisoare aici, ca și cum ți este teamă. În unele cazuri poate că ți este teamă de cineva care este închis în acest moment, ți este teamă să nu-ți fie îngrădită libertatea sau ți este teamă, da, să nu te legi așa, parcă ești o fire liberă, o fire deschisă, eremitul este liber oricum și parcă ți este teamă așa un pic de închisoarea aia. Închisoarea aia poate fi și un loc de muncă, adică tu vrei ceva spectaculos, vrei ceva, aici ești tu, iau the main person, ești tu cu cinciul ăsta de monede, da, parcă nu faci mare lucru, parcă pleci de undeva, ceva bani, îți lipsești ceva bănuți, situație financiară destul de precară, lipsa banilor mai târziu, mai vreau o carte să vedem după ce se întâmplă, reușești să rezolvi acea problemă cu banii, că, da, văd că renunți la ceva. Șaptele de cupe. Ești foarte indecisă, nesigură, nu știi ce să faci aici. Ești în plop așa cumva și plop în aer. Ai mai multe opțiuni, dar nu știi pe care să le pui în practică. Și regele de cupe. Ce vei face tu? Apare o energie masculină în viața ta? Cineva zodia rac sau pești? Apare pe aici. Persoană foarte sensibilă, care probabil că te ajută și nouăle de monede, da, persoana asta te ajută. Primești un ajutor, deci primești ajutorul din partea cuiva, clar, după o perioadă de nesiguranță, după o perioadă în care te îndepărtezi, pleci de undeva și ai un moment de nesiguranță, de neclaritate, într-adevăr, dar văd că primești ajutorul din partea cuiva, un rege de cupe aici. Regele de cupe, ca și energia cărții, că poate fi o femeie, poate fi un bărbat, este o persoană care iubește, care are inima deschisă, o persoană blândă, o persoană bună, de obicei matură, da? Nu este tânără, nu este... E o persoană pe care te poți baza, pentru că este foarte empatică, persoana asta empatizează cu situația ta și îți întinde o mână de ajutor pentru a ajunge într-un nou de monede, adică pentru a-ți câștiga acea independență, chiar și financiară, de care tu ai nevoie. Bun. E interesant, mi se pare, foarte interesant. Frica sau speranța ta, nu știu de ce, peste închisoarea aia am mai pus acolo o carte și mi-a ieșit cartea căsătoriei. Poate că în unele cazuri îți dorești asta să te căsătorești, dar pe altă parte ți este frică, da? Ți este frică că îți pierzi libertatea, îți pierzi... Na, că sunt persoane care se tem într-adevăr de lucrul ăsta. Adică parcă ai avea nevoie de un sprijin, ai avea nevoie de compania cuiva, ai avea nevoie așa de gingășia, de joacă, de chestii din astea, dar pe de altă parte ai teama asta că nu stai bine cu banii sau că ți se îngrădește libertatea. Pentru unii dintre voi mai poate fi și treaba asta sau
Mai există și varianta în care, da, să te temi sau să aștepți ca soțul tău să vină de undeva, de unde nu poate veni. Sunt cazuri și cazuri. Bun. Bun, bun, bun. Măi, nu e rău, dar nici, na, ce să zic, o să fii dezamăgit aici un pic de energia cuiva. Da, un pic așa. Îți niște promisiuni, îți niște... Și ai de ales. Văd că ai de ales. Dacă să lucrezi într-o parte, să lucrezi în alta, ai ceva de ales. Ai și inima ta, parcă e plină așa de speranță. Ești o persoană blândă, o persoană faină. Foarte faină, ca și energie. Foarte, foarte faină. Bun, cam atât am avut. Ce să zic, nu aveți încredere în toată lumea și nu numai să nu aveți încredere, dar unii oameni, na, așa sunt ei și nu-i puteți schimba. Nu vă lăsați intoxicați de energia acestor persoane. Bun, v-am pupăcit, aveți grijă de voi. Numai bine, ceau, ceau!